De credințe și atenție, chiar indiferent de echipa de fotbal cu care țineți, uh, omul acesta a fost mereu aplaudat și nu s-a întâmplat doar în această țară, s-a întâmplat în mai multe țări și aș putea zice că se întâmplă de vreo 30 de ani uh, încoace. Uh, este unul dintre simbolurile echipei naționale și uh, o persoană la care de foarte mulți ani se raportează întreg fotbalul uh, românesc. Statura sa, și aici nu vorbesc de înălțime, că e și înalt statura sa e atât de mare, încât tot timpul te invită la comparații și de aici o să plece și restul întrebărilor. Bine ai venit, Gică Popescu, la noi, mulțumesc că ai acceptat mulțumesc invitația. Uh, spunea că statura este atât de mare încât toată lumea invita la comparații, spune bă da, un popesc popescu când mai avem și noi, adică un jucător de uh, valoare asta, când mai avem, că jucători înalți am mai avut cu siguranță, dar de valoare asta și pot să fie unul dintre subiectele pe care le vom vorbi astăzi. Dar voiam să spun altceva, colegii mei mi-au lăsat aici o biografia ta, atât cât s-a putut pune în 10-15 pagini. Uh, și sunt impresionat de un lucru la care, ai, la care ai revenit. E o chestiune pe care o spui de foarte multe ori. Uh, tu ai învățat foarte mult, ești un om și care a acceptat învățarea și a recunoscut. M-am dus nepregătit în anumite situații, dar am învățat după. Am învățat să fiu profesionist în fotbal, am învățat management de fotbal, am învățat să fiu un om corect și așa mai departe. Sunt o grămadă de întâmplări care atestă chestiunea asta. Uh, și chiar mi-a plăcut că la un moment dat spuneai aici, în interviurile tale dese de altfel, eu am plecat nepregătit pentru profesionism. Și uh, am stat să mă gândesc, uh, am plecat din țară în sensul ăsta, am stat să mă gândesc dacă această declarație, dacă să zic, mintea asta ai, ai căpătat-o mai târziu, când ai devenit om matur, când te-ai lăsat de fotbal și te-ai uitat în urmă, sau de atunci a început să-ți arate, băi stai puțin că aici lucrurile sunt un pic diferite. Cum, cum stă treaba? Bun, lucrul acesta s-a întâmplat la toți cei care am plecat după 90, după campionatul mondial din 90, pentru că veneam dintr-un fotbal uh, amator. Da, mergeam într-un fotbal nou pentru noi, într-o lume nouă, acea a profesioniștilor. Uh, și impactul a fost brutal. Uh, niciunul dintre noi nu eram pregătiți, însă cred că generația noastră, cei care am plecat în, după 90 sau în 90 după mondialul din 90, aveam o anumită cultură, aveam un anumit respect, aveam un anumită disciplină pe care cu toate cele rele din epoca comunismului, această disciplină exista foarte, foarte uh, apăsată așa. Și lucrul acesta ne-a ajutat, însă rigorile erau atât de mari uh, în fotbalul profesionist, încât am fost foarte, foarte șocați când am ajuns acolo. Iar mie personal mi-a trebuit fiind într-un... Uh, plecând un fotbal precum cel olandez, care are o disciplină incredibilă, mi-a fost în primele trei luni de zile greu să mă adaptez. Eu fiind, având un profil de seriozitate, a fost și atât că mi-a permis uh, fotbalul de la noi din România să fiu un profesionist în tot ceea ce făceam. Ce Însă ți -ți nu săpără? știam ce înseamnă cu, a, cu adevărat profesionist. De exemplu, dau o, o, un exemplu minor. Nu înțelegeam de ce, având antrenament la 10 și jumătate, trebuie să ajung la 10 în vestiar, când eu aveam nevoie de 5 minute să mă pregătesc. Și toată lumea spunea, este o chestiune de respect față de ceilalți jucători, da? La ora 10 era prezența la stadion, nu mai târziu de ora 10. Dacă întârziai după ora 10, plăteai amendă. Mi-a fost foarte greu să accept, pentru că la Craiova, de unde veneam eu, aveam antrenament la ora 17 după amiază, dar puteam să ajung cu un sfert de oră, timpul necesar ca să mă pregătesc deci am dat un exemplu, un exemplu minor. Deci oamenii erau și, și cereau lucrul ăsta, ți-l impuneau, adică bănuiesc că... Sau trebuia să-l simți, că e o diferență. Ținea de respect, Cătălin. Aceasta era o chestiune de respect. Adică toată lumea trebuia să fie la, la program, de exemplu, după antrenament, trebuia toată lumea la 12 fără un sfert să fie la masă, eu spuneam, dar de ce, dacă nu mi-e foame, pot să vin mai târziu să mănânc? Nu, e chestiune de respect față de ceilalți colegi, să venim să stăm cu toții împreună. Dacă nu ți-e foame, stai la masă, ar trebui să stăm un sfert de oră la masă, după care ne ridicam, făceam actele, activități pe care le aveam de făcut și dacă nu ne era, ne era foame, ne întorceam mai târziu. Dar prezența, respectul față de ceilalți era cel mai important lucru. O să vreau să facem astăzi niște diferențe între campionatele astea mari, în, în care ai jucat. Mi se pare foarte interesant să văd psihologia oamenilor și modul de... Eu am avut șansa aia. să plec într-un campionat cel olandez cu o disciplină, un popor cu o disciplină incredibilă. Da? Și lucrul acesta pe mine m-a ajutat enorm în tot ceea ce aveam să fac după aceea în cariera mea. Niște oameni foarte așezați. Curiozitate. Ce să vorbea la Eindhoven? Erați mulți mult străini. Erați destui străini, că erau regulamentele mai stricte la Dar am antrenor englez. Englez, Da. da vorbea engleză cu noi, Aha. pentru că toată lumea în Olanda, da. fiind o, o limbă destul de complicată, toată lumea știe, mm -hmm. știe engleză. Însă pe mine, în, prime, în prima lună, când a început campionatul, m-a obligat să merg, mi-au plătit cursul să merg să învăț olandeză. Și am fost nevoit să învăț olandeză. Da, ce pentru a comunica, ne... ceea ce nu e deloc simplu. Nu e, nu e experiență ușoară, că mai e și altceva în afară de terenul de fotbal. Uh, mă întorc la povestea asta. Uh, voiam să să-ți fac un compliment așa, te-am sunat într-o seară să stăm de vorbă, mi-ai spus că ești la sală și știu de la colegii mei că în continuare ești la sală, de arminte arăt câte kilograme ai în plus față de perioada competițională, ai 5, nu, nu, am un kilo, două kilograme, dar am pus masa musculară pe care nu o aveam în, în timpul când, când jucam fotbal. Aveam picioarele bine dezvoltate, dar aveam trenul superior. Aha. Acum, după ce m-am lăsat de fotbal, am lucrat mai mult trenul superior în ultimii ani de zile și am luat masa musculară pe care o aveam pe picioare și am pus un în trenul superior. Uh... Dar fac sport zilnic. Zilnic. Zilnic, zilnic. Yeah ceva, să un lucru de care ai nevoie, pe care tu simți că ai nevoie să faci asta? Sau e o chestiune de ambiție a ta și ai zis, eu sunt profesionist? Profesia mea e corpul Știi meu? Știi ce se întâmplă? Eu am avut întotdeauna o anumită mărime la haine. Da? Și mă costă foarte, foarte mult dacă mă, dacă mă îngrași, pentru că ar trebui să schimb toată garderoba. Deci da. eu sunt nevoit să mă duc la sală pentru a-mi păstra garderoba intactă. Ne mai având contractul pe care îl aveam ca jucător, da. sunt obligat să stau în mărimea nu pe care aveam e... ca jucător. Aici trebuie să le spunem oamenilor, un, aici din, din, intern, ca să zicem așa, un secret intern. Eu mă întâlnesc zilnic cu foarte mulți fotbaliști aici, fiind DigiSport, Sport da. e ușa următoare. Bun, sunt gluma la o parte, da. cred că ține și de disciplină personală această chestiune. În momentul în care ai arătat într-un anumit fel toată viața și poți să, să menții acest, mm -hmm. acest lucru, de ce să nu faci? Alerg și fac sală. Făcut, fac sală, alerg, fac da. sport, da? Este foarte greu în momentul în care ți-ai făcut o anumită disciplină de viață, pentru că nu e toată lumea de dietă. Mm -hmm. Dietă, dietă. Dar nu sunt diete, este un mod de viață pe care eu mi l-am făcut din perioada când jucam fotbal, da? O anumită alimentație, mi-o păstrez, însă simt nevoia să fac sport. Da, Și este... lucrul acesta a trebui să-l facă toată lumea. În primul rând, din, din punct de vedere al sănătății, nu este bine ca un fost sportiv să întrerupă dintr-o dată da. activitatea sportivă, pentru că inima noastră a sportivilor este obișnuită cu o anumită pulsație de sânge. În momentul în care întrerupi, există pericolul ca să se oprească, neavând aceeași pulsație de, de sânge pe care a avut-o în perioada cât în a, mulți ani de activitate sportivă. Foarte interesant mi se pare ce îmi spui, uh, pentru că bănuiesc, uite ce înseamnă un pasionat, că bănuiesc că ai învățat multe lucruri legate și de fiziologie, și de medicină, adică o mare parte din viața voastră a sportivilor profesioniști e legată de durere, e legată de corp în mod de evident, e legată de diverse suferințe, de un mod de a te păstra și ai trecut chiar în laboratoare mari ale lumii făcând chestiunea asta. Da, eu cred că este, este de, de, de datoria noastră, a sportivilor, să știm cum ne funcționează organismul. Ar fi păcat ca în toată această activitate, având tot felul de specialiști în jurul nostru, să nu fim curioși și să întrebăm cum funcționează corpul nostru. Pentru că sunt momente în sport în care spui, simți că nu mai poți. Nu există nu mai pot. Există doar în mintea noastră această, acest declic care trebuie să facă, pentru că viața ne -a, nouă sportivilor ne-a ne arătat de foarte multe ori când am spus nu mai putem, că s-a mai putut încă 10 minute și încă 10 minute și încă 10 minute la aceeași intensitate. Lucrul acesta e bine să știi și din punct de vedere uh, fiziologic, din punct de vedere medical, cum funcționează. Și având atâția specialiști în jurul nostru, că este un mare păcat să nu ne documentăm. Ai avut accidentări complicate de-a lungul perioadei sportive? Nu, am avut șansa să nu... am avut întindere musculare, am avut întorsă de gleză, dar operații niciuna. Ah, ești norocos cum norocos, Ești noroc sau ești și pregătire? Adică trebuie să știi ce să faci Cred că norocul ăsta ne facem cu mâna noastră. Un sportiv atâta timp cât merge la antrenament și este pregătit de antrenament, doarme bine noaptea, se odihnește mănâncă, se alimentează bine, da? Și vii pregătit la antrenament și atunci când ești pe terenul de fotbal, mintea ta este doar pe terenul de fotbal, e greu să te accidentezi. Poți să ai o accidentare venită din partea unui adversar care nu-ți respectă sau nu-și respectă meseria și te lovește într-un mod brutal, nu ai ce face. Vine un atac din spate, nu-l vezi, ți-a rupt glezna sau genunchiul, nu ai ce face, ține de de, de ghinionul momentului în momentul respectiv. Însă eu tot timpul am avut, a jucat cu adversarul în față. Deci fiind fundat <laughs> am avut eu în față, deci era greu să mă lovească de la da, spate. Dar nici tu nu erai un om violent, adică nu mi-aduc aminte pe teren să fie avut. Adică jucai în forță, erai acolo, nu mi-aduc aminte de momente în care tu să-i fi rupt pe unii nu, sau Nu, nu, zi. nu, pentru că asta ține, ține de respect. Fiecare jucător de fotbal își câștigă pâinea pe terenul de fotbal. Normal, n-am fost un, un blând, am fost un jucător care nu am fost agresiv, am fost la limita permisă de regulament. Da? Pentru că jucătorii între ei trebuie să se respecte. Cum eu un câștigam pâinea de pe de fotbal și adversarii mei fac același lucru. Deci acest, acest respect reciproc între adversari în fotbalul mare există. Gica Popescu este invitatul meu astăzi. Știți că aici ne uităm la cariera omului, ne uităm la ideile lui, la viața lui. E adevărată întâmplarea aceea cu Luțu? Au găsit o colegiune în documentare care, în care Luțu a fost o perioadă în casa ta, la Galata Sarai, ta, în, la Galata da. Sarai nu? Astăzi și nu, am vorbit cu cineva de, de, acest, de acest subiect. Și nu incredibil. înțelegea de ce tu, om matur și, mă rog, în floarea vârstei, te culci la 11-11 noaptea 10, da? Sigur, Luțu fiind celebru pentru uh, modul lui de a pune. Probleme. Da, Luțu a avut atunci o oportunitate incredibilă. Galatasaray l-a luat pentru șase luni de zile să-l testeze cu un salariu uriaș pentru cele șase luni de zile. Uh, însă nu a înțeles care, erau, care era nivelul echipei. Venise la Galatasaray și Galatasaray deja era o echipă importantă în, în Turcia și în Europa. Uh, și suna impresarul și spunea, domnule, dar... Gica Popescu este bau-bau. Păi, ce, ce, se întâmplă? Se poartă urât cu tine? Nu, nu se poartă minunat, însă se culcă la ora 10 jumate. Doarme de la 10.30. jumate. Zic, băi, asta înseamnă să fii profesionist. Pentru că a doua zi nivelul antrenamentului era unul foarte ridicat. Eu nu aveam vârsta lui 22-23 de ani, Eu nu eram nici în vârstă, aveam... 30-31. Da, 29-30-31. Da. Însă, cu cât înaintezi în vârstă, dar trebuie să fii mai atent, trebuie să fii mai profesionist, trebuie să faci mai multe lucruri pentru tine. El, din păcate, neavând această, această rigoare personală, a avut probleme în cele șase luni când a semnat contractul, a făcut trei rupturi musculare. Și la finalul contractului a zis Galatasaray, la revedere. Da, da, dar pe tine, Gica Popescu, cine te-a învățat lucrurile astea? Adică ele par astăzi evidente când vorbești, da. Cred că de natura fiecarei persoane țin aceste lucruri de seriozitate, de profesionalism. Normal că le și înveți, cum am învățat eu, dar am învățat repede, în șase luni de zile, eu m-am updatat la fotbal, la rigorile profesionismului uh, din vest. În cele șase luni la Eindhoven, am însușit imediat uh, uh, nou mecanism de profesionist. Da? Dacă nu ești în stare să le prinzi repede, suferi. Deci, orar, dietă, concentrare, uh, toate lucrurile care. Deci, tot ce faci ca profesionist, să faci în slujba fotbalului. Da, Este timp după aceea de orice da? Trebuie să te, în primul rând, să te antrenezi foarte bine, să te odihnești foarte bine, să te alimentezi. Astea sunt cele trei lucruri pe care trebuie să le faci ca sportiv. Toate sunt legate între ele. Nu merg două fără a treia. Da? Aceste lucruri, dacă, să fii, dacă vrei să fii jucător profesionist, trebuie să faci aceste trei lucruri zi de zi. Ajung la un anumit nivel și fiind model pentru toți ceilalți, sunt alte rigori în afara stadionului. Trebuie să te să te comporți într-un anumit mod, pentru că lumea să uite la tine ca la un model, trebuie să cu toți suporterii să fii amabil, să le dea autografe, dacă trebuie să stai o oră să faci poze, atunci nu erau poze, acum sunt. Da. Trebuie să faci poze, să dai autografe, să fii amabil, intră în fișa jucătorului profesionist. Acest lucru. Trebuie să fii atent cu te îmbraci, pentru că lumea să uite la tine, ce pantofi ai, da. cum vorbești, e, ce... tot. Absolut tot. Dar... să spunem că Gică Popescu a venit și astăzi îmbrăcat impecabil, deci este Superb, mai zic eu astăzi chestiunea asta. Bun, hai acum întrebările grele, să facem diferența. Astăzi, 20 de ani mai târziu, da, fotbalul românesc nu are jucători de capacitatea și de nivelul tău sau al generației în care faci parte. Dar nu numai că nu are jucători care să joace la cluburile mari, așa cum ai jucat tu sau generația noastră, nu are nici clasa mijlocie a fotbalului, în sensul că nu avem jucători la echipe de locurile 7-8 din Italia, Spania, Germania, Anglia, nu avem jucători în Olanda, care a devenit un campionat mai mic între timp. Nu respectă noua generație ce spui tu. Nu mai avem copii atât de buni ca voi. Unde se produce ruptura asta? Că mie, mi-e e un pic neclar ce s-a întâmplat. Lucrurile sunt mult mai complicate și avem nevoie de foarte mult timp ca să explicăm ce se întâmplă, dar încerc să, da. să fiu foarte, foarte scurt în ceea ce voi spune. Este ca la agricultură, în momentul în care ai avut o recoltă bună 10 ani de zile, dar în acei 10 ani de zile ai fost serios. Te-ai dus și ai făcut. Ai... Puse semințe, ai udat, după 10 ani de zile văzând că lucrurile merg foarte bine, te-ai relaxat. Mai puține semințe, mai puțină apă, mai puțină înrășăminte și rezultatele au început să scadă. Așa se întâmplă și la, la fotbal. Noi am avut parte de generația aceea care a fost, care vine din perioada înainte de 90. Da? Cu disciplină, cu anumită scara valorilor mult mai bine stabilită. După aceea echipa națională a funcționat foarte bine în anii 90-2000. În acest timp nu s-a făcut nimic. Ne-am mai calificat o dată la Campionatul european. După aia încă o dată. Și lucrurile au mers din ce în ce mai prost. Atâta timp când nu faci nimic, nu ai un proiect uh, general pe care să-l ții cu sfințenie 10 ani de zile, indiferent cine vine și conduce fotbalul românesc, este imposibil. Și sunt exemple. 1. Spania, cel mai bun exemplu, care a făcut un proiect și a ieșit campioană europeană de două ori, campioană mondială. Belgia, un proiect național la început, după 10 ani de zile, locul 3 la mondiale, mondialul trecut. Da? Elveția, sunt Germania, după Europeanul cu noi în 2000, au făcut un proiect național, au zis stop, trebuie să facem ceva. La 12 ani au, că ieșit, ieșit din nou campion mondial. Dar dacă n-ai un program la nivel național, aici trebuie să-l facă Federația Română de Fotbal, împreună cu Ministerul Dineretului și Sportului, cu Ministerul Învățământului, cu Ministerul uh, uh, Sănătății. Deci toate acestea trebuie să-și dea mâna și o perioadă de un an, de zile, de doi ani de zile să elaboreze un proiect de țară Azi pentru fotbal. Ce Dovada cea mai bună, Hagi la Constanța. Deci Hagi a dovedit cum. Trebuie să făcute lucrurile. Dar nu poți cu un proiect punctual. Nu poți cu un proiect undeva în Constanța, la Ovidiu, unde un om cu propriul buzunar face un astfel de proiect. Ăla este modelul. Dar acel model trebuie făcut la nivel național. Să-mi fac speranță că în 10 ani am putea avea ceva sau nu e un proiect acum care să funcționeze? Păi dacă nu se începe, prima dată trebuie început acest proiect. Este un proiect complex un proiect pe care trebuie să-l facem. Altfel, vă spun eu, o să bâșbim și la Mondialul ăsta, nu o să ne calificăm, și la Europeanul următor, și la următorul, și la următorul, tot o să sperăm că o să mai vină Hagi să mai investească nu știu câte milioane să dea jucători la echipa națională. Actualmente, aproape 30, dacă nu mai bine, din jucătorii, loturile naționale provin de la el în special cei din. sau și cei din generația nouă. Din generația Under 21, vinde, 21, cred că mai mult de jumătate vin de la Academia Logică. Dar uite. e prea puțin. Deci... E prea puțin. Și așa, avem echipa Under 21 calificată la Campionatul European. Gândește-te ce s-ar fi întâmplat dacă am face acest proiect la nivel național. Pentru că pf, pf, poporul român este un popor dotat, este un popor înzestrat. Avem materie primă. Slavă Domnului, Suntem cât buni, cuprinde. Nativ la fotbal, da? Nativ da? la toate sporturile. Da? Păi, uitați-vă da. în istorie. Am fost bun la handbal campion mondial, am fost bun la box, am fost bun la atletism senzațional, la tenis, da? La fotbal, Liga Campionilor steaua, Craiova semifinale, Dinamo semifinale de Liga Campionilor, trei mondiale, da? Dar atunci se făceau lucruri. Da. Nu să mai fac. să-l pe colegul meu, v o vreau să intre ca să facă fotografii, da? Că fiind live pe internet, nu ne oprește nimeni. Uh, uite, surpriză, pentru mine că apropo vorbim de chestiunea asta uh, nu mai știu astăzi la ora la care vorbim dacă Stanciu pleacă sau nu în, uh, în Arabia Saudită Dar ce uh, vi se pare așa? Nu, nu atât E de... bine sau e rău? Pentru nu. el e foarte bine Pentru el, dacă Cine știa... dintre cei care îl critică dacă ar fi avut un salariu de 800 de mii și primește unul de 3 milioane ar fi stat pe gânduri? Uh, nu știu, chiar nu am idee cum să judecă Tu ce ai făcut? Da, e foarte bună întrebare, nu știu. Adelin, da. deci așa să ne dăm da. cu părerea. Da. A, cu toții l-am fi vrut pe, pe Stanciu la Barcelona. Da, sau măcar să vină la, inter... echipa națională, sau să măcar vine la la inter... echipa națională să rupă norii. Sau măcar la Inter Milan, nu la Barcelona. Eu nu zic la Barcelona, așa, ok, da. la Valencia. Da. da, la Valencia, uite, da. La, nu știu, echipă de... La da, undeva în zis. Germania, la mijlocul clasament, la Werder Bremen, nu știu, echipă de... Nu a venit nimeni să-l ia da, din nu. Cehia, să-l ducă în unul dintre cluburile de calitate medie. nu critic. Vreau să aflu. E alegerea lui. Viața da, eu, dar lui... nu criticăm. Nu. Încercăm să vedem de ce a luat această hotărâre, da? Exact, da. Eu vreau să aflu fenomenul. Adică, sau, mă rog, de ce a ajuns la în fața acestei hotărâri? Cel mai talentat, probabil, jucător român din ultimii 5 da, ani. Da. Este greu să spui când primești 3 milioane de euro de la un club unde câștigi 800 de mii, neavând nicio altă perspectivă, nici sportivă, nici financiară, să spui nu. Asta e. De ce nu are altă perspectivă Stanciu? De ce nu are altă perspectivă? Unde o fi greșit? sau Nu unde fi greșit. Poate poate nu este la nivelul pe care noi îl considerăm. Sau nu. Poate cei de afară care ar putea să-l transferă, nu-l consideră sau nu evaluează așa cum evaluăm noi valoarea fotbalistică și atunci nu l-au transferat. Dar este foarte greu să spui nu Astăzi. La un salariu pe 3 ani de zile, nu la 9 nu milioane nu, de nu. euro versus 2 milioane de Care e dator, întâi pentru el, după care pentru uh, comunitate. Dar ce? Mă gândesc eu, uite, astăzi e o întrebare care se pune aici în studio și la Digisport. Are România vreun jucător care ar putea juca, măcar în perspectivă, la Juventus, să zic, la Barcelona, mai zic de. Da. Cu toții vorbim de această nouă generație Under 21 care ne-a la campionatul s-a calificat la campionatul european de anul acesta în, în, Italia. Sunt jucători care au o perspectivă uriașă. Da? Nu știm care dintre ei va reuși. Nu știm dacă vreunul dintre ei va reuși. Nu știm ce se va întâmpla cu această generație. Aparent, pare o generație de excepție cum nu cred că am avut vreodată o generație sub 21 atât de valoroasă. Dar să vedem, avem campionatul acesta european, toată lumea vorbește de semifinale. Mm. Sau vorbea de semifinale până am văzut grupa. No, e mai complicat. Acum asta, Dar de ce să nu vorbim la fel de, de optimist și acum când am văzut grupa? Ok, Anglia, Franța, Croația. Dacă într adevăr este atât de valoroasă pe precum noi o vedem, atunci trebuie să treacă și de Anglia și de Franța și de Croația. Și să ducă undeva sus pentru că o generație nu devine o generație de excepție decât în urma rezultatelor. Ei joacă la echipele de club majoritatea dintre ei joacă, nu sunt legitimat, Joacă meci de meci. Au o perspectivă extraordinară. Dar să vedem dacă din punct de vedere al performanței sunt capabili să se ridice la un asemenea Cine nivel. Și îți place Gică Popescu cel mai tare. M așa, sincer, această, mai din un... această generație? Da, din jucătorii tineri români, un jucător care să fie să te impresioneze. O sunt mulți, mulți sunt mulți da? jucători da din această generație care, care îmi plac uh, toți. Pe postul tău, hai să luăm așa, pe postul tău. Pe postul meu, băluță, este preferatul da? meu. Bine, vine, vine da. și de la școala mea de fotbal. S-ar putea să fiu subiectiv aici, da? da? Vine la, la logică, gica l-a crescut, uh, mm. bine, noi l-am crescut, gica l-a ștefuit, da? Uh, îmi place, iară, sunt subiectiv, îmi place Ianis, îmi place uh, Man. Îmi place Răzvan Marin, îmi place și Căldău. jucători? Da, sunt jucători buni. Îmi place vârful de atac care joacă... Îmi place portarul de la echipa națională. Foarte bun, a avut un meci foarte bun acum 2 ani. Da, da. Dar avem jucători foarte, foarte Ivan, da? care a fost la Craiova așa cum joacă în Austria. Deci avem materie primă. Acum trebuie să fie și antrenorul inspirat, să fie sănătoși cu toții la ora meciului și tot așa. Dar avem o generație în care... Putem crede că va ajunge cel puțin jumătate dintre ei, dintre ei, că vor ajunge la echipa națională mare. Gica Popescu, invitatul meu, astăzi, tipic cu e că ne uităm și la viața celui care stă în fața noastră. De fapt, de multe ori ne uităm și la acest lucru, dar și la ideile oamenilor. Spune, adevărat că ă, ți-ai ales într-un mod aparte cluburile la care ai jucat. Posește ceva la un moment dat că ai avut de ales înainte de Eindhoven cluburi mai mari, Juventus, Real și așa mai departe după campionatul din 90. După meciul cu Rusia din 90 a venit impresarul meu de atunci Mircea Petescu împreună cu vicepreședintele la Real Madrid și mi-a pus contratul pe masă să semnesc cu Real Madrid. Era real Madrid? adică Nu știam cine era Madrid atunci. Hey, asta nu e, știam, e adică aveam dimensiunea reală a, uh -huh. a Madridului atunci. Și mi-aduc aminte că eu am zis, nu, că vreau să termine mondialul și văd atunci. Și mi-a dat, a zis, bine, noi îl avem pe... Uh, aveam un fundat central, un brazil, un argentinian, uh, care termina, Rugeri, cred, uh, care termina contractul și aveau nevoie să semneze un, un alt jucător. Eu făcusem un meci senzațional, poate cel mai bun meci mm -hmm. al meu făcut vreodată, a fost cu Rusia din, din, 90. Și a zis, bine, îți dăm două zile contractul și te gândești. Ui, stăteam cu Sândoi în cameră, colegul meu de la Creva, și aveam contractul pus pe noptiera dintre cele două paturi. Și îmi luam mâna în fiecare dimineață și spunea, semnează unde vrei să te duci, pe lună, e Real Madrid. Gică da. semnase deja cu Real Madrid Real Madrid nu era cea mai strălucitoare perioadă Asada era totuși era, Real Madrid, câștigase Real Madrid. de era, 5 Era perioada ori. lui Milan atunci da. dar era Real Madrid Real Madrid, eu nu aveam dimensiunea lui Real Madrid, Real Madrid, ok a zis nu, încăpățânat, eu nu semnesc până nu termină să termină mondialul, a mai venit odată trebuia să vină după meciul cu Genoa însă schimbase antrenorul, sau Madrid pusese un nou antrenor pe Toșac care avea o slăbiciune pentru spasici, Bunda mm. central. Și l-au pe spasici. Da? Și, bine, după un an de zile au dat că a dat mai multe autogoluri decât Nici nu a stat foarte mult la Real Madrid. Da, avut și o... s-a dus. După aia a fost Juventus, și eu am zis nu, eu vreau după Mondiale. După care au început Liverpool-Cheol o de echipe era, era și am ajuns tru -tru. la Eindhoven care atunci era o stea. era câștigătoare de Liga Campionilor, de Cupa Campionilor, în 88, deci la 2 ani de zile mm. înainte de Mondialul din era 90. Un club foarte mare la data respectivă. Și cred că, să așează lucrurile, cred că această alegere a mea Einchowen, a fost foarte bună pentru că nu știu dacă din fotbalul nostru eram pregătit să merg direct la Real Madrid. Poate că da, pentru că aveam personalitate, aveam deja câteva meciuri bune la echipa națională și cred că și putut face față și la Real Madrid. Însă pentru mine, fotbalul olandez a fost ca, o, ca un tampon între fotbalul nostru și fotbalul mare, cel din Spania, pentru că Real Madrid nu, liga Spaniolă era mult diferită decât cea olandeză, și acest tampon. Mi-a prins foarte bine, am câștigat două campionate, am jucat multe meciuri... De că și o cupă internațională ați câștigat, nu? Nu, de două campionate și o cupă la Eichhoven, dar m-am așezat ca jucător profesionist, am înțeles rigorile fotbalului profesionist la cel mai înalt nivel, pentru că am spus Olanda, de bun de al disciplinei, ca popor, sunt în prim rang... Păstrezi legătura cu cei de acolo? Cu mulți dintre jucătorii și cluburile la care am jucat, cu toate cluburile unde am jucat... E au și un sistem de, care are, cum să zic, grijă. E mult spus, dar care are un sistem relațional care, Respect. care ține și după cariera jucătorului. Trimit felicitări de anul nou, de ziua de naștere. Deci sunt cluburi care se respectă și își respectă jucătorii care au făcut performanță pentru ei. Acolo era Romario, deci l-ai prins pe Romario. În... Trei ani de zile am jucat cu el. Senzațional jucător. Apropo, ziua asta... Ieri, a fost dacă ieri, aștea, ieri, a fost ziua lui. Da. Romario care face politică, mă uitam ieri pe dar asta nu e neobișnuit în Brazilia, mulți brazilieni, mulți fotbaliști brazilieni s-au apucat de politică. De politică. Mai păstrați legătura, mă rog, păstra legătura la modul de, nu știu... Îți schimbă când... prea des telefoanele, vă da? ca să-l găsești foarte de... Aveam la un moment dat telefonul lui, am vorbit cu el de câteva ori, l-am invitat la un meci pe care l-am făcut la, cu mulți ani în urmă la Timișoara, generația noastră cu campiona mondială de atunci, singurul care a lipsit Romario, după ce în cu el la telefon, l-am întrebat unde ești. Sunt în avion, vin către, către București. Ah, super! mi-am făcut o socoteală că aterizează în escala la Frankfurt sau da. în un oraș din Europa, l-am sunat. Și zic, ce faci, ai ajuns? Și că nu, nu m-am dat jos din avion pentru că prietena mea avea o problemă medicală. Ha. Sigur, că m-a sunat da. prima dată era undeva pe plajă, cred. asta era Romario. Asta era Romario. Nu puteai să pui bază. Da, nu puteai să pui prea multă bază pe, pe ce spune. V-au dus de data acolo sau l-ai găsit când am ajuns el era cred că din 87 88 a, era deja acel meci pe care l-a făcut cu Steaua când A da da 50, 88, 0, da, da deja juca era acolo. acolo da eu l-am găsit era era numărul 1 în, în, în Olanda. Uh, nu era disciplinat deloc dar a compensat Și prin... de el când am ajuns prima dată în în vestiar m-a luat de mână și a zis tu vine stai lângă mine în prima dată, în prima zi, mi-a zis de seară, mergem și mâncăm, îți prezint un restaurant italian unde este un prieten de-al meu, dacă ai nevoie de, de, anumite chestiuni, el te ajută, da? E bine să ai pe cineva întotdeauna. La ce oră ne vedem? La șapte jumate vin și să te iau din holul hotelului Holiday Inn. La eu la șapte și un sfert, punctual, în hol. Șapte jumate, opt, opt și un sfert, opt jumate, apără Romario... Ce faci? Să ai de mult aici? A, ah, nu, acum am, am, coborât. Nu. Asta era el. Da, asta era Romario foarte interesantă și, și cariera lui dar Uriaș, 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 jucător. Jucător, uriaș. impresionant. Și campion bără, mondial în 94. Toată viața ta ți-ai petrecut alături de jucători foarte mari, adică în mod evident fiind un jucător foarte mare, în vestiar erau numai privilegiat din Nu mai nu mai figuri. Uh, și uite, aici sunt două tipuri de jucători, cei ca tine care sunt de o disciplină de asta draconică și cei sigur care le-a pus Dumnezeu mâna în cap și au un talent torca. Caro Mario, dar vreau să te întreb și de alții dacă tot uh, Figo, de exemplu, disciplinat sau talentat? Super disciplinat. Unul dintre cei mai profesioniști jucători alături de care am jucat. Astăzi, ce, astăzi mai, era ceva în administrația unui club italian, cred că. Uh, azi, nu, da. Uh, se ocupa de relațiile internaționale la internaționale Milano, după care uh, a venit la Real Madrid, este consilierul președintelui uh, lui Real Madrid. Un tip cu un prestigiu incredibil în lumea fotbalului. La un moment dat și candidat pentru președinția FIFA, foarte respectat, un om de o modestie incredibilă, dar niciodată nu și-a uh, și refuzat prietenii când este invitat la diverse meciuri, la diverse evenimente, întotdeauna a răspuns prezent, deci un om de o ținută impecabilă. Guardiola, Ai jucat și cu Guardiola, mai joc Guardiola la cei doi ani de zile la Barcelona. Da cu el am vorbit de câteva ori, când a venit aici cu, Bayer, cu Manchester City, când a jucat cu Steaua, ne-am întâlnit și eu și Gică Hagi cu el la un hotel aici în București, am stat trei ore de vorbă cu el, foarte modest, foarte corect, Guardiola. Îți, îți, place fotbalul lui? Ce joacă echipele lui? Asta e de fapt întrebarea. Este fotbalul care mie îmi place. Da? Este cultura Barcelonei, cu posesie, fotbal de atac, chiar dacă am fost un profil mai defensiv, întotdeauna mi-a plăcut și fotbalul de atac, filozofia Barcelonei, Ajax, de fapt Cruyff a adus filozofia de la Ajax la Barcelona, a implementat-o și a rămas uh, icoană pentru, pentru fotbalul catalan. Crezi că o să mai câștige Liga Campionilor? fără Barcelona? Nu Barcelona, City. ci Guardiola, fără pleiada de aia de jucători de la, de la Barcelona. Guardiola o să se plimbe numai la echipe de top. Gen. Asta um, putem fi de acord, da? Sigur va câștiga, pentru că este un revoluționar, un vizionar. Tot timpul echipa lui joacă altceva decât toate celelalte echipe. Îi place jocul ofensiv, vine dintr-o cultură, așa a crescut în jocul ofensiv al lui Johan Cruyff, da? Și cu siguranță va câștiga trofee. Hai să vorbim de Cruyff, că el te-a așteptat la, la Barcelona? El a insistat să mă, să mă transfere. Ce-ți-a spus? Adică, de ce te-a dus? Că bănuiesc că, sau nu știu, explică. Ce m-a adus, vă spun primul contact cu el. Și asta este exact, vă răspund la întrebare. Când am făcut prezentarea oficială, da, după ce semnasem pentru Barcelona, el a insistat să se vadă cu mine. Am făcut prezentarea, încă nu se terminase campionatul în Spania, mai erau trei săptămâni. În Anglia terminăm mai devreme, am venit să fac prezentarea. Și a zis, vrea să te vadă mister. Da, a venit, într-o sală alăturată vestiarului și un singur lucru mi-a zis ce faci, ești tot, tot ok, da, prezentarea a fost tot în regulă, da. Uh, știi de ce le-am adus? Direct așa. Păi mister, să joc. Nu, nu, nu să joci, să faci diferența. asta Așa a zis, mm. noi luăm străini ca să facă diferența. Altfel am luat spanioli. Deci te-am adus aici ca să faci diferența. Pe data de începem pregătirea, succes, și-a plecat. Eram în perioada în care jucau numai doar trei străini. Mm -hmm. Da? Deci trebuia să fii ultra valoros ca să să faci diferența. Să faci diferența la Barcelona, trebuia să ai o anumită, o anumită valoare. Și ceea ce este incredibil, că în acea perioadă, din trei străini, de fapt eram cinci, dar jucau doar trei, din cinci străini ai Barcelonei, doi erau români, eu și Hagi. Ca să înțelegem la ce nivel era fotbalul românesc atunci. Deci este... doi dintre străinii Barcelonei erau, erau români. Era un tip dur? Antrenamente grele? Sau... Eu dacă aș fi putut, cred că aș și spus în fiecare zi că îl iubesc pe Ioan Cruyff. Atât de mult la apreciam și atât de mult... Omul ăsta avea un, un talent uh, de a-ți da încredere incredibil. N-am văzut la niciun alt antrenor. Avea momente care ne spunea astăzi, dar foarte serios, trebuie să câștigăm fără să coborâm din autocar. Mă gândeam, cum să... Că trebuie să coborâm toți din autocar. Deci avea, o, un talent de a te motiva, de a, de a îți da încredere, cum n-am văzut la niciun alt antrenor. Mi-aduc aminte că pregăteam două exemple. Avem nu? Sigur. Două exemple vreau să dau. Unu, jucam cu Bayern München în semifinalele Cupei UEFA și nu avem niciun fundaș central. Și ne-a chemat pe mine, pe Guardiola, și încă un jucător, nu mi-aduc aminte numele lui acum, care nu era fundaș central. Da? Ne-a băgat într-o sală și a zis, voi trei jucați funda central astăzi la Barcelona a jucat Klinsmann cu Bierhoff, doi uriași, da, da, titularii da, da. naționale Germaniei, cred. Și a zis, vă las 5 minute, hotărâți, vă las 5 minute, hotărâți-vă cum jucați. A plecat, s-a întors și a zis, v-ați hotărât, sunteți jucători la Barcelona, trebuie să vă asumați responsabilitate. Cum jucați? Eu știam pe Klinsmann de la Tottenham pentru că jucați în cură, a zis, eu îl marchez pe Klinsmann, Guardiola nu putea să marcheze pe nimeni pentru că nu l, nu știu nu știu e, nu -l ajuta ajutat fizicul și celălalt la celălalt vârf. Și a zis, da, v-ați hotărât? Da, cum jucați? Așa, așa, așa. Ok. A început să ne dea indicații. Un alt exemplu, ca să înțelegeți ce însemna Johan Cruyff, pregăteam un match și spunea, facem presiune la, în partea stângă la fundașul stânga și lăsăm fundașul extrema-dreaptă în diagonală opus, în diagonală, liber. Și a zis, mister, ok, dar s ar putea să dea pase ăsta către extremă și să rămână liber. Și a zis, acest jucător nu există, că dacă exista era la noi. Nu, no. <laughs> adică nu există acest jucător no, dacă ar fi existat era la noi. În diagonală, adică ne -a, gata, a zis, ne-a convins. Deci era incredibil acest om. Pentru mine, numărul 1, numărul 2 și numărul 3 ca antrenor, Johan Cruyff, restul după aceea. Și, și, nu ai avut parte Gică Popescu de antre, decât de antrenori mari, ca să spun, da. ca să spun așa. Bobby Robson? Un gentleman. De o ținută incredibilă. Cum aborda Gentleman el. este definiția perfectă a unui gentleman. Un om care nu l-am auzit niciodată, nu l-am văzut nervos niciodată și eu l-am avut doi ani de zile la Eindhoven și un an la Barcelona. Un om care nu era un tactician de săvârșit, însă avea un ochi la jucător incredibil. Știa să aleagă jucătorii foarte, foarte bine. Era un jucător, un antrenor pragmatic. Venea după perioada Cruyff, unde fotbalul însemna spectacol. Da? Era, era foarte pragmatică, alegea bine jucătorii, nu interesa spectacolul, interesa să câștigăm. Mi-aduc aminte că a venit la o conferință de presă după meciul cu Santander, unde bătusem cu 7-1 acasă și, fluierul, și publicul a fluierat. Și a zis, nu înțeleg, am bătut 7-1 și, și, publicul fluieră. Și au spus, mister, dar aici este o, lumea este obișnuită cu spectacolul. Ce spectacol? Golul înseamnă spectacol, victoria e spectacol, nu înțeleg. Deci era avea altă filozofie cea engleză, pragmatică, față de fotbalul pe care Johan Cruyff îl adusese la Barcelona acel acel fotbal spectacol. Uh, și un om, un om deosebit din câte am înțeles. Uh, Uite, ca să te epuizăm antrenorii, Fatih Terim. Un, special, de la distanță, un altă... tip special, un tip special cu o personalitate incredibilă, cu o viziune ultra ofensivă, da? Un antrenor care când am venit eu și Hagi la, la uh, Galatasaray ne-a gestionat incredibil. I a văzut că suntem foarte serioși și ne-a dat o libertate în vestiar nemaipomenită. Noi eram antrenorii vestiarului, da? Iar el, văzându-ne că suntem foarte serioși, că suntem pentru interesul clubului, a stat deoparte, în această libertate, a zis, eu am vestiarul gestionat cu acești doi jucători, da? ne întreba foarte, foarte mult pentru că era și el la începutul carierei, vrea să afle lucruri și am avut o colaborare cu el incredibil, dar de o personalitate cum rar mi-a dat. Voi să deja poate. erați jucători maturi. Erați, am adică de erați, la Barcelona. Veniți de la Barcelona. Chiar decizia asta, dacă o judeci în timp, sigur că ea a fost dreaptă, în sensul că tu ai câștigat trofee mari la Galata Sarai și ați construit un club. Eu, Tot și când cu... când am plecat, eram capitan de echipă la Barcelona, asta, în cupa cu Asta e un lucru unic în fotbalul român da. și cred că una dintre cele mai mari lucruri eu, de onoare. Cu două până... lucruri eu mă mândresc și o să mă mândresc tot timpul. Faptul că am fost capitan echipei naționale și capitanul Barcelonei. Sunt cele două lucruri care pentru mine sunt în vitrina de lux a carierei mele la loc de cinste. Pentru că a fi capitan echipei naționale nu există mândrie mai mare pentru jucător de fotbal care într-adevăr simte trică echipei naționale iar noi l-am simțit cu echipei naționale cum nu știu ce altă generație l-a simțit, da? Și e o chestiune de prestigiu fiind uh, capitanul, primul capitan străin din istoria Barcelonei, uh, Messi a stat 12 ani de zile ca să fie capitan de echipe, eu la șase, după 6 luni am fost al doilea capitan. Cu atât mai mult, da, tu aveai o poziție la Barcelona, la un club mare, care lumea sigur vedea acolo, ar fi... Nu ținea de valoarea mea fotbalistică, pentru că aveam jucătorii Dumnezeu, era Ronaldo, Stoico, Figo, erau jucătorii da, câștigători da, știu, de balon de aur. Întrebarea era că cu greu te-ai fi desprins, adică era o constelație. de personalitate, iar aici la cluburile acestea nu, n -n, un statut nu ți-l capeți numai pe evoluția din teren. A e foarte important, că dacă poți să fii tu cu personalitate dacă nu joci degeaba. Uh, însă prin tot ceea ce faci, uh, ținuta pe care o ai investiar, influența pe care o ai asupra celor la jucători, respectul pe care ți-l acordă ceilalți la jucători. Mâine poți să vii să spui, ok, eu îl pun uh, capitan de echipă, mâine la echipa națională, nu știu, pe un copil. Nu îl respectă. Trebuie Vestiarul te impune să fii capitan de echipă. Vestiarul îți dă girul. Prin tu erai tot ceea ce faci. peste jucători ăștia uriași. Care nici eram 17 ei nu, pe internaționale nu sunt nici ei, cum să zic, niște oameni lipsiți de personalitate, nu sunt niște 17, pă, sunt niște eram Azi. 17 internaționale, am vestiarul Barcelonei atunci, cum te impui în fața unor astfel de oameni, adică cu uh, personalitate, erai dur, le spuneai ce să facă, să simte cum? știi cum este liderul, în momentul în care păi. intri în vestiar, da prin tot ce e tu, prin, prin tot ce reprezinți tu prin ținuta pe care o ai ca persoană te impui nu îți propui, să mă duc la stadion și trebuie să fiu așa, trebuie să fiu așa. Nu, ține de, de personalitatea fiecăruia. Deci când ai intrat în vestiar și l-ai umplut, a venit șeful, atunci toată lumea te respectă. E o chestiune de, nu știu, de, de personalitate, de, de, de ținut a fiecărui jucător. Repet, nu are neapărat legătură cu fotbalul. Trebuie să te simtă Ce că face tu ești șeful. Un capitan ești ca un soi de reprezentant al, jucătorilor, al jucătorilor în relația cu Iar la Barcelona e mult mai complicat. Este un club de o magnitudine... Lumea îți cere sfaturi, adică jucătorii se adresează întâi ție când sunt nu, probleme. Trebuie să ieși tot timpul la, în fața presiei și să când este o problemă, să aperi vestiarul sau să explici de ce s-a întâmplat o anumită, un anumit lucru, trebuie să participi la tot felul de evenimente pe care clubul le are, trebuie să vorbești, deci e chestiune mult, mult mai complexă. Cine era dificil dintre cei care erau acolo, dintre jucători? În mod normal, ăștia mai valoroși sunt și mai, mai, dificil, dar la o echipă de asemenea, la un club de asemenea nivel, concurența este uriașă și e greu să iasă cineva în față, zic, eu sunt starul. Dar mai sunt, Romariu avea această aceasta aliură care el făcea de capul lui ca în tot ce, ce credea. Și a plătit amenzi cât nu cred că au plătit toți jucătorii Barcelona la, un loc în istorie. Dar să era Romario. Era conștient de valoarea lui? Da, știu că a avut o discuție o dată cu Cruyff și a zis tu nu ești tatăl meu să-mi spui mie așa ceva. Dar da. după ce acasă trei goluri, a doua, al doilea meci Cruyff a marcat trei goluri cu Real Madrid și meciul următor la Celta Vigo l-a trimis în tribună. Cruyff și a zis, dar de ce a marcat trei goluri? A zis că a jucat prea bine cu Real Madrid, sigur acum a jucat slab. Știind că se va întâmpla acest lucru, l-am trimis în tribună. Asta nu mai Cruyff putea să facă. Nu mai el. Nu s-a supărat, Romare, adică. Stiu, ba, da, da, e... pe atunci a avut scandalul da. cu el. Ha. Stoichkov? Un personaj. A? De ce, în persoană? Este... E și rivalitatea asta de graniță aici. Nu, nu, suntem foarte buni da? prieteni. Da? Eu cu Hristos sunt foarte bun prieten. Vara trecută a fost la mine în Delta la Pescuit. Deci suntem și cu mine și Cu Gica. Da. da, cu mine și cu Gica are relație personală a noastră a Balcanilor. Aha, aici aha. suntem prieteni balcanici. <laughs> <laughs> și el simte lucrul ăsta. Da. Deci, Hristos se mândrește că noi aici în Balcani, că suntem. că... Uh, nu e nicio diferență între noi și cei din vest. Problematic în vestiar? Este un coechipier extraordinar. Însă, când îi pe teren, îi se pune voalul și nu mai contează că ești prieten, că nu ești prieten. Arestează uh, mingea aia lui, da. Și foarte agresiv pe teren. Foarte agresiv. Indiferent că ești prieten, că nu. Cred da? că ați jucat Îți dau un exemplu. Da? Eram la Venise de la al doilea an când eram la Barcelona. El, în perioada lui Cruyff, un an de zile, s-a certat cu Cruyff și a plecat la Parma după ce a plecat Cruyff, s-a reîntors la Barcelona și având casa închiriată, a stat trei săptămâni la mine acasă. A început campionatul, uh, am jucat cu Steaua Roșie Belgrad în Cupa Cupelor, am, am avut 11 metri, am ratat 11 metri eu. Meciul următor am jucat acasă cu Santander. Robson a zis, e 11 metri, bate tot Gică. Ok. Avem 11 metri cu Santander la 4-0, am plecat din spate să bat, să iau mingea, să bat 11 metri. Mingea la el în brațe și am scris-o, dă mingea. Nu, no, eu bat. Păi, 70.000 de oameni ne facem de râs. Nu, no, eu bat. A luat mingea, a bătut, da. Eu am plecat, rumor în tribună, s-a creat o tensiune acolo, s-a da. văzut, se vede, că da. făcea și din mâini, el cu mâinile alea micuțe gestiona, gesticula tot timpul. A băut și după aia a venit la mine acasă treia să vină la mine acasă. Treceam unul pe lângă altul în casă și nu ne vorbeam. Am plecat în deplasare, jucam la Sevilla și a venit la mine în cameră și a cerut scuze. A zis, bă, știi că așa sunt, îmi cer scuze. Ăsta era Histo. da, episod, episod important. Și cum, l-ai gestionat după asta? Pentru că nu, era la noapte în brațe, ne-am îmbrățișat, bine Vorba și de autoritatea capitanului. De autoritate, adică eu eram capitan de echipă. Nu, dacă era, luam, era mai mare, chiar îi luam, îi punea la pământ și -am mergea, <laughs> da. Nu puteam să ne un astfel de scandal. L-am lăsat să-și facă numărul și... Întotdeauna am fost curios, că Popescu, cum să bate 11 metri. E pe... <laughs> Nu știu, e eu... Complic... Oh, păi... Toată lumea mă întreabă cum am bătut 11 metri în final la pe UEFA când ne am câștigat cu Galata Sarai. Da? <laughs> nu știu cum am bătut. Dar ai bătut bine. atunci am ai bătut dat și bine, și Era și ultimul, dacă era nu ultimul înșel... da? Ai, la câțiva ani mai târziu am bătut la fel când jucam la Hanovra și am dat afară. La fel, în același colț, în loc să ducă 10 cm în dreapta barei, s-a dus 10 metri din stânga. E da. greu. Eu mi-aduc aminte în acel 11 metri când am plecat către Minge și m-am trezit lângă gard îmbrătișat de colegi. Celcum deci galata, atât de, da. De, da. de multă adrenalină era încât pur și simplu mi-am pierdut cunoștința. Să pregătește? Adică te antrenezi să dai? Te antrenezi, dar la antrenament fără presiune... Piciorul funcționează, când ai presiunea unei, unui astfel de moment, mm. să fii câștigător sau nu, poarta ți se pare atât de mică și portarul de două mai mare decât poarta. Și mm. un, pe unde dau. Știi că Guardiola a spus la un moment dat că el nu pregătește penalturile pentru că presiunea lipsește și atunci. E... Da, nu, la antrenament toți bat bine, da? La Mondialul 94. Cine a ratat? Dan Petrescu cu Belo Didici. Cu o zi înainte de meci a fost cel mai bun la 11 metri. I-au câștigat. Că am făcut concurs, cine bate mai bine? Belo și cu Dan au bătut cel mai bine. Au fost cei care au ratat. Deci e total diferit uh, antrenamentul cu presiunea meciului. De asta spun că poți să fii jucător foarte, foarte bun. Dacă nu reziști nu reziți la presiunea a nivelului de performanță, degeaba de uite, asta spune un pic uh, selecția asta, apropo de bătutul 11 metri, spune ceva și despre calitatea fotbalului, că uh, Dan Petrescu și Belodedici sunt fundași, da? tu jucai mijloc și în spate, deci puteai să faci lucrurile astea. În general, astăzi te uiți în fotbal, puțin fundași bat uh, loviturile de la 11 metri, în general vin atacanți, mijlocași... Uh... da, dar îmi aduc aminte asta cum că... era un executant senzațional de 11 metri, Pasarela. Și executant vreme... senzațional. Loveau mingea foarte, foarte bine și erau foarte reci. Le suportau foarte bine presiunea. Cum erai, apropo de presiune? Ai emoții la meci? La Galatasaray era o vorbă. Meci mic, popescu mic. Meci mare, popescu mare. <laughs> da. Întotdeauna am jucat meciurile uh, cele mai importante. a jucat senzațional. Concentrare? Sau... Finala Cupei UEFA am jucat foarte bine. Uh, Supercupa Europei cu Real Madrid am fost, cred că, dintre cei mai buni de pe teren, meciurile mari, la mondiale, la întotdeauna... Nu le pregătești dinainte? Adică... Uh... Concentrare, de concentrezi. Nu, dacă cu zi înainte tu te gândești, mă, mâine vine un mare meci, o mare finală, începi să gândești, uh, pui presiune pe tine, sau ești mai de curând... Uh... Orice jucător profesionist are emoții înainte de un... De orice meci. Eu aveam emoții și la meciurile amicale. Cu altă dimensiune față de o finală de, de Cupa Europeană, de exemplu. Dar orice meci... Emoția ține de concentrare. Dacă nu ai emoții, nu te concentrezi. În momentul în care te gândești la meci, este imposibil să nu ai, emo să nu ai emoții. Repet, un meci amical, ai mici emoții, da? Dar asta înseamnă concentrare. La un meci important de campionat mondial, finală de cupe Europene, cum am jucat, emoțiile încep cu două, trei zile. Când ai ajuns deja în orașul respectiv și vezi atâta entuziasm și atâta interes, încep emoțiile. Gica Popescu, invitatul meu astăzi. Uite, e, e timpul să facem o... o cum să zic? Este, astăzi ești un matur, ai 50 de ani. Te uiți în urmă, 20 de ani. Cum 25? Cum era jucătorul Popescu? Pune-te în locul managerului, în locul antrenorului. Ai toate datele necesare? La ce erai bun? La ce erai slab? Care era principala ta calitate? Ce ai fi schimbat astăzi? Ce ai fi cerut jucătorului Popescu să facă diferit sau în plus? N-a schimbat nimic. Nimic? Absolut nimic. Absolut nimic. Întotdeauna am fost un, antrenor, un jucător care s-a antrenat impecabil. Fiecare antrenament, fiecare antrenament, fiecare antrenament. Fiecare meci l-am pregătit la fel de serios. Am, am, fost un jucător foarte, foarte serios, da? cu calități fizice extraordinare, cu o tehnică uh, care mi-a permis să joc și mijlocași la Barcelona, deci la nivelul cel mai înalt, în echipa națională, cu anumită, cu personalitate uriașe, da? Niciodată nu m-am speriat de, de meciurile grele, întotdeauna m au plăcut și cred că s a fost unul dintre lucrurile cele mai importante ale mele. În rest, mai greu. Sunt convins că antrenorii pe care i-am avut pot, pot, vorbi mult mai, mult mai ușor despre mine. E greu să vorbești despre tine. Este și da, la e cel mai greu, e greu. lucru. Dar aici au fost trăsăturile, trăsăturile mele ca, ca profil de jucător. Ți-a lipsit uh, ceva? Mi-a Mi lipsit -ai fi dorit, uh... explozia. Explozia, dar la 1.89 aproape cât am, uh, e greu să ai și explozie. Aici intervine curiozitatea mea. Uh, înalt de mic, cu calități fizice și așa mai departe, e aproape o cutumă în fotbalul românesc că în general jucători înalți, mari, așa, nu prea -i selecționăm sau nu-i băgăm în seama pentru că Mă rog, e mai ușor să lucrezi cu copii care uh, au centru de greutate mai jos, aproape Bum, de 100%. Dar nu, nu selectezi în funcție de înălțime. Cum, cum selectezi cum ai... în funcție de evoluția de pe teren? Cum ai ajuns? Că asta era întrebarea mea. Cum ai ajuns tu la fotbal cu calitățile astea fizice sau ce te-am pins acolo? Eu am fost descoperit de un antrenor de la Calafat, da, ghiță Valentin se numește, antrenor căruia îi datorez mult, 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 pentru că în fiecare zi antren. Uh, făcea antrenament cu mine separat, eu fiind la școală dimineața, echipa mare unde jucam eu la Dunărea ca la față antrena dimineața, eu învățam dimineața și veneam fiecare după amiază și facea antrenament de cu mine 2 ani de zile. Am jucat până la 16 ani, un an și jumătate de la 14 ani jumate, m-a băgat să joc la echipa mare, iar acel an și jumătate mi-a dat o încredere incredibil, că jucam la nivelul seniorilor, după care am plecat la Craiova, descoperit de Nicolae Zanfir, în că Căzanfir, care apoi a fost și nașul meu de economie și nașul copiilor mei, omul care m-a șlefuit. A fost cel care, în momentele cele mai grele în acea perioadă, a, -a fost lângă mine, m-a antrenat, mi-a arătat, cum spunea dânsul, mecanica fi a fotbalului, da? iar apoi fiecare antrenor pe care l-am avut a pus câte ceva. Când ai știut că o să ai succes? Sau cum ți-ai proiectat cariera? Uite, da. când erai la Calafat greu, acolo și aveai 15 ani... Când eram la, la ce, Calafat, ce, ce, ce nu... Ce a jucătorul? Gita să să la Craiova. Asta era. Era icoana copilării da, era. Icoana. Era echipa mare a Craiovei. Da, iar eu, la mine în cameră, pereții erau tapetați cu fotografiile echipei mare a Craiovei. Cu fulare, cu... Pentru mine era, Craiova era... Mă duceam când pleca tata în, delegația delegație la Craiova, îl rugam să mă ia cu mine și mă lăsa la plonichinica sportivă ore în șer, pentru că știau că vin jucători acolo. Și când abrea câte un jucător din mare echipă a Craiovei, treceam pe lângă ei să le simt parfumul, să, să, să încercam să-i ating. Erau icoane pentru mine. Asta se cheamă pasiune, da, e ceva. Iar când am intrat în vestiarul Craiovei, luat de, de halagian și dus, pentru prima dată, mi s-a tăiat respirația. Mi-a venit, efectiv, mi-a venit rău. Noroc că m-a luat băcu care era din Maglavit de lângă Calafat, m-a tras lângă el, a zis, Calafetene, stai lângă mine, că nu știam, cădeam din picioare de emoții. Era o, acea echipă, plecați de câte Ilie Balaj la, la old, rest era echipa mare. Și cum te-au întâmpinat? Cum te eram, copil, eram, exact, un eram copil, eram, exact, nu eram singur, căram apă, apa, căram mingile, n-aveam voie să respirăm, uh, stăteam pe lângă ei când jucau remii, și dacă, Doamne ferește, cel alături de care să stăteam pierdea eram noi de vină și ne trimitea după apă. A, așa erau vremurile. Cât ți-a luat să te impui la creva, Că de fapt acolo a fost primul club mare, profesionist. Am început, am debutat la 17 ani. După care am jucat o perioadă, am plecat la Steaua. În perioada armatei am jucat 6 luni de zile și acele șase luni de zile mi-au mi dat o încredere incredibilă. M-am întors la Creva, un alt jucător. Că în campionatul cu Steaua, ajungeți în semifinale Ligii Campionilor, și când m-am întors la Creva, deja eram uh, alt jucător, cu o personalitate incredibilă, și cred că cei doi ani de zile, 88-90, au fost cei mai buni ani a carierei mele. Cei mai buni, da? Cei mai buni, la nivel de, de evoluție. Da, mi se pare fantastic să spui asta, pentru și că, la nivel invitat, de, că și la nivel de dragoste a suporturilor către mine. A, era la un moment dat o scandare cu Gică Popescu. Dumnezeu nostru. Așa? Da că Popescu, Dumnezeu nostru, Ai liderul unei echipe la Și da, un... eu așa dragoste cum am simțit uh, în acei doi ani de zile la Craiova dacă m-ai întrebat ce ai vrea să trești. Da. Yeah. să yeah. retrești. da, n-aș vrea să trăiesc finala de la cu Galatasaray momentul când a dat gol n-aș vrea să trăiesc uh, mândria de a fi capitan la Barcelona aș vrea să mai trăiesc sentimentele pe care le trăiam la Craiova când strigați tot stadionul Gică cu Dumnezeu nostru sau momentul în care la meciul cu fece Arge și Pitești când am dat gol în minutul 91 s-a rupt stadionul și când am ieșit afară din stadion erau 40 de suporte întrinși pe burtă în fața mașinii mele spunând Gică cu Dumnezeu nostru te dai jos sau și mașina peste noi. Ăștia pe... sunt mie acum, mi se face părul de găină pe mine, Reîntrin acele momente. N-am mai trăit niciodată așa ceva. A Iubire sinceră la, la Creva la. Incredibil a fost. Incredibil. Deci, este... Aceste momente le-aș retrăi. Nu finale, nu banderole, nimic. Mi se pare impresionant ce spui Păvescu. Uh, asta aș vrea. Asta a, aș vrea. A, sigur, noi eram cu ochii în altă parte, ca să spun așa. Nu. nu. Prinși de măreția nu, momentelor. Nu, pentru că momentul, dragostea aia și momentele alea din punct de vedere al, insint, al intensității sentimentelor, sunt nesuperioare momentelor trăite după câștigarea Cupei UEFA cu Galatasaray sau Cupa Cupelor cu Barcelona. Uh, mai avem cam 10 minute, cred eu, la dispoziție. așa. Uh, eu am o grămadă de întrebări și acum mă gândeam, dar uite, că l-ai pomenit pe tatăl tău, uh, tu te-au sprijinit să mergi către fotbal? Da? A simțit tata că... Au făcut eforturi mari părinții da? mei. Mi-aduc aminte când am plecat prima dată în străinătate, în Italia, cu Craiova, au făcut în la Ceare 10.000 de lei ca să-mi dea bani să am banii la mine. Ei, Da? Eu vin o familie da. normală, ca da. toată lumea în acea perioadă, da? Unde părinții câștigau, normal tata era mai tehnician, mama era muncitor, mm -hmm. da? însă au încercat să nu lipsească nimic. Ce putea să nu lipsească atunci, că da. care nu era, mă rog, da? da. Mi-a cumpărat ghete, tata, primele ghete de fotbal, mi-a cumpărat tata, da? Prima minge de fotbal, tata, a fost cel care atunci când a venit Craiova a zis, dă i domnul la Craiova, cel care după două săptămâni când a plecat la Craiova, veneam în fiecare săptămână acasă și mi-a zis, băi, tata o fi un tip cu o personalitate incredibilă. Ora aici, ori la Craiova. Ce toată ziua, du-te vină, du-te vină. O rămâi aici, ori la Craiova. S-a rupt ceva în mine atunci. Tatăl meu să-mi spună să nu mai vin acasă, mi-a făcut un mare bine. da. Am realizat ulterior de, de acest lucru. Deci au făcut, au făcut eforturi care atunci nu le-am înțeles. Ulterior, mi-am dat seama câte eforturi și financiare și de, de prezență tot timpul alături de mine au făcut părinții mei. Relația voastră a fost puternică tot timpul. Incredibilă. Și uh, uh... S-a bucurat de succesul tău. Apropo, cum trata marele tău succes orice părinte, în momentul în care copilul tău ajunge la nivelul la care am ajuns și nu poți să fii decât super cum super era fericit. Să lăuda cum era? Să Nu, nu, no? tata nu, era un tip modest, un era... tip modest, un tip care da? uh, nu vorbea aproape deloc, mm -hmm. plăcea să asculte. A fost un om modest, ta, ta, de, de, un, de, personalitate și de un bun simț și de o bunătate incredibilă. Și mama? Nici ea n-a zis de fotbal? Mama vrea să termine liceu militar. Îi plăcea <gri> haina militară și vrea să <gri> mă vadă militar. M-a văzut de că șase luni de zile la, la steaua, <gri> după care m-am întors la Craiova. <gri> <gri> și acel, acea <gri> întoarcere a mea la Craiova a fost o promisiune pe care i-a făcut în primul secretar de atunci, Traian Ștefănescu, un om care de o ținută incredibilă, incredibilă, și mi-a zis, îți dau voie să joci pe perioada armatei, tu trebuie să te întorci înapoi. Locul tău e aici la Craiova, trebuie să stai în facultate, să stai alături de familia ta, pentru că viața de fotbalist e scurtă, tu trebuie să stai în facultate, să stai lângă familia ta, un om care s-a comportat incredibil cu mine. Iar eu m-am ținut promisiunea că am întors la Craiova. În ciuda faptului că a vrut să ia cu forța, a fost un întreg scandal. Nu avem a fost timp un... să vorbim, e, da, e o, ne -o nebunie ce a fost da. acolo în relația ta cu, cu da, Steaua. popesc steaua. Uh, Popescu, invitatul nostru astăzi, cum ești tu cu băiatul tău, apropo de chestiunea asta? De același tip de legătură? Aceleași învățăminte? Mm, apropiate puțin spus, da? Uh, băiatul meu mă sună de 3-4 ori pe zi, pleacă la școală dimineața, sună, se întoarce de la școală, sună. E o mare șansă pentru el că tatăl său are o, o experiență în fotbalul mare, așa cum am eu. Încerc să-i să 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 spun tot ce pot să-i spun și ce poate să-l ajute pe el ca jucător de fotbal. Îmi place să-l responsabilizez și să înțeleagă că fotbalul de la vârsta asta pe care am primit o recent de 16 ani, nu mai este plăcere, este profesionalism, ai făcut pasul către echipa mare, fotbalul de acum este un chin. Trebuie să fie chin pentru tine, nu trebuie să fie plăcere. Plăcere e când joci fotbal cu mine în curte, unul la unul, da? Și nu mă bați niciodată. Aia este plăcere. Jucă trageți la poartă? Da, nu, da, nu, e, e greu. Și ești mai bun decât el? Cum altfel? <laughs> Cum altfel? <laughs> Cum să mă bată fiul la 16 ani să mă bată pe mine? Iar, băi, băiatule, mai e până să treci de mine. Și tu e ai. greu și nu îl bată de lusuc. Da? Păi să simtă. A, să simtă. Cum să simtă? Cum să treacă de mine? Păi băi, eu am fost la nivelul la care cum să treci de mine? Când vei ajunge la nivelul ăla, înseamnă că ești mare să treci de mine. Până atunci mai e de muncă, băiatule. Nu e o mare presiune pe el totuși să fie... Uh, Dacă biologi. nu suportă presiunea, trecem la școală. Știi că, e, școală, știi că, e, e judecat mereu pentru uh, judecat. Lumea foarte bine. Și spune foarte bine. Asta trebuie spune. să fie pe el o, o, să, nu, să nu fie o povară, să fie o motivație. Fii mai bun ca mine. Ești Antrenează, te ai calități. Eu îi spun tot timpul, băi, băiatul, ai niște calități incredibile. Ai fizic, ai mersi, ești un băiat inteligent, ai personalitate, ai talent. Ai tot ce trebuie. Dă-i drumul. Când a plecat prima dată la echipa națională, să-și ia geanta și a stai așa, așa stai lângă mine și am zis, este pentru prima dată că mergi la echipa națională să nu te mai întorci niciodată de acolo. Să rămâi până te lași de fotbal la loturile naționale. S-a la mine? Da, 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 e drumul. Of, complicată, complicată și îmi dau nu seama că și așteptările... Loc. Loc. Sunt niște reguli pe care... Și așteptările tale sunt foarte mari, că... N-am așteptări. Nu? Eu, așteptările mele sunt să se antreneze în fiecare zi foarte bine, să fie serios, să te odignească, să mănânce, să antreneze, calități are. Și am spus, băi, dacă faci toate aceste lucruri, la cât talent ai, este imposibil să, să n-ajungi. N-ajungi mâine, n-ajungi poi mâine, n-ajungi peste un an, vei ajunge. Vei ajunge. Hagi a câștigat prima cupă europeană, lăsând Supercupa cu Steaua, la 30 de ani. Trebuia să o câștige. N-avea acum Hagi să nu câștige o cupă europeană. Era prea mare, a fost prea mare care să nu, ca să nu câștige. Dar a fost serios și a crezut. A crezut un învingător, un campion. Au exemplele astea lângă, lângă noi și el și Ianis. Nu, nu, vreți, deschideți, la, la. intrați pe, pe, YouTube sau unde și uitați-vă. Și tot timpul se uită copilul meu să uită că, vai, tate, dar ce mare ai fost, incredibil. Aha. Acolo, ăla e targetul tău. Na. Acolo trebuie să tinți să ajungi. Și Gică Hagi e la fel în relația cu fiul lui? E mult mai dur. Mult mai dur? Mult, mult mai dur. Și, da. Mult mai dur. Gica. E greu pentru copiii Pune ăștia. o presiune fantastică, a... însă, C cred că pune presiune fantastică pe Ianis pentru că știe că poate duce. Dacă n-ar duce, cine vrea rău copilului? <laughs> uh, uite, am vorbit de mulți jucători mari, n-am vorbit de, de Hagi. Pe el cum îl vezi în între jucătorii ăștia? Cu siguranță îmi primit 50 de jucători din toate timpurile. Așa simți? Sau așa nu, așa simți? simt. Eu pot să vorbesc pentru că am jucat alături de jucători mari. mari. El este unul dintre jucătorii uriași alături de care am jucat. Cum, cum îl simțeai pe teren? Un învingător. Da? Era un învingător. Și dacă joacă table, vrea să câștige. Un da. învingător tot timpul, tot timpul. Și un, o personalitate fantastică. Niciodată nu s-a simțit inferior și nici acum nu se simte inferior. El, asta e mentalitatea pe care le-o transmite jucătorul de la Academie. De ce credeți că cei de acolo la 17, 18 ani să bat de la egal la egal cu Steaua, cu CFR Cluj și nu se simte diferența? Sunt meciuri pe care Anul, anul trecut, uh, viitorul a, a, a dominat cfr într-un mod incredibil, cu copii. Pentru că asta e mentalitatea pe care el, el o insuflă jucătorilor săi. Nu contează câți ani ai, contează ce faci, contează personalitatea, contează curajul cu care joci. El așa a fost tot timpul. Un tip care întotdeauna i-a plăcut să fie numărul unu. Iar eu, din acest punct de vedere, am fost un norocos cam... M-am bătut cu ghilimele de rigoare 10 ani de zile. Cine să fie cel mai bun jucător? Cu Hagi. Cel mai bun din istorie. În momentul în care ai targetul sus, imposibil să nu te ajungi. Eu în fiecare în 1 ianuarie și spuneam și lui, băi, eu în 1 ianuarie mă, mă trezeam cu gândul să fiu mai bun decât Hagi. Asta îmi propuneam în fiecare an să fiu mai bun decât Hagi. Mie și mi se... îmi propuneam să fiu mai bun decât cel mai bun din istorie. Mie mi se pare fabulos, pe Popescu, că ceea ce vorbim noi aici de câteva minute ține mai mult de mintea voastră și de modul în care stăți voi ca oameni, tu și Gică Hagi, decât de modul în care erați ca, să spun, talente, ca uh, tehnică de fotbal, ca, mă rog, lucrurile astea. Mi se pare că ceea ce ai spus astăzi este exact lucru care lipsește multor oameni din fotbalul actual. Și anume, minte, determinare, orgoliu. Și azi îi mai spui lui Hagi, te și azi o să fiu mai bun ca tine. Îi spuneam, dar el știe. Și am reușit în în, în această bătălie nu, frumoasă. Cu, eram foarte bun prieten și eu vreau să fiu mai bun ca el. El nebunea când eu câștigam cel mai bun jucător al anului. Pentru că era un învingător. Și în perioada cu Hagi, am ieșit de șase ori cel mai bun fotbalist al anului. El mi se pare că are șapte trofee de cel mai bun... Dar mă băteam cu Hagi. Eu, faptul că îl băteam pe Hagi la finalul anului și eram cel mai bun fotbalist, nu exista pentru mine bucurie mai mare. Vă simțeați perfect pe teren, unul pe celălalt? Da, da. senzațional. Da? Știi Iar aici la, o să la, fac? la Galatasaray aveam anumite automatisme, gică avea un gest, doar făcea cu degetul așa, acolo le dea mingea. Deci aveam niște chestiuni între noi senzaționale. Asta e o chestiune de muncă sau e o chestiune de talent? Adică e o chestiune le... de timp. Am jucat mult timp împreună, da, și trebuie să te simți. Cum se simte Messi cu Soare sau Neymar se simtea cu Messi. Chestiune de, de timp, jucând foarte mult împreună, crezi automatisme. E foarte interesantă comparația pentru că, uite, la epocile pe care le-am trăit astăzi, marketingul fotbalului este uriaș, dar comparația pe care ai făcut-o este absolut la locul ei. Pentru că voi, în lumea fotbalului, în anii 90-2000, reprezentați ce reprezintă aceste două personaje pe care le-ai numit, le numit astăzi. Uh, e doar o chestiune de timp, cel puțin așa văd eu lucrurile. Tu cum le vezi? Nivelul la care e Messi acum este undeva deasupra tuturor jucătorilor care au trecut pe la Barcelona. Deci este jucătorul care a creat uh, o pagină de istorie uh, în istoria clubului greu de egalat. Este, cred că, cea mai bună perioadă, cei mai buni 10 ani din istoria din istoria Barcelonei perioada cu Guardiola și după aceea perioada care se leagă de Messi. Noi n-am ajuns niciodată la nivelul la care este Messi acum, însă eram jucătorii de referință ai Barcelonei în acele vremuri, 90 și 97. Acum e Messi. Ai fi știut să-l marchezi pe Messi? Nu, e imposibil de marcat. E Messi. imposibil de marcat? Cine, cine l-a oprit pe Messi? Nu știu. Nimeni ce l-aș Bine, n a fi avut viață ușoară pentru că în momentul în care nu reușeam să marchez pe cineva, pe l-am la alte... Mi-aduc aminte când am jucat cu Real Madrid și mi-a zis Cruyff asta, jucăm 10 la 10, tu îl marchez pe Laudrup. Și 10 minute nu puteam să-l prind. Era imposibil de oprit. Și undeva lângă banca de rezerve a primit mingea cu spate și am dat în el ce nu făceam de obicei. Dar atunci s-a potolit. A fost cel mai bun jucător al, al meciului. Am văzut deci, 3-0 pe Real Madrid. Deci, în momentul în care. Asta. Scopul, scuze, mijloacele. Asta la, la nivel profesionist, mi se pare. Uh... At -acum, da. acum, în fotbalul de astăzi, aș fi luat cam cartonaș roșu. Atunci era doar de galben, bănesc. Da, de la spate, atac de la spate da. cu sânge, era roșu fără E probleme. cineva pe care l-ai simțit că nu te respectă pe teren? Nu. La nivelul acesta despre care vorbim, nu există lipsă de respect. Există rivalitate între cluburi până la ora meciului, după care intervine acest respect uh, mutu între jucători. A, e. Uh, uite, sunt foarte curios. Ai vorbit ca un antrenor de foarte multe. în, în acest interviu de oră. De ce de nu m-a făcut antrenor? Da, Aia e clasică întrebare. De cauza copiilor mei. Da întotdeauna. Uh, am considerat că în momentul în care ai copil, prioritatea 1 trebuie să fie ei. Și atunci ar fi trebuit să fi plecat? Să fi plecat. Copiii da. mei nu ar fi început o școală uh -huh. în București, să o termină în București, ar trebui să iau la Timișoara, la Istanbul, la Barcelona, unde aș fi de antrenat de eu. Viața, da. Și educația lor nu cred că ar fi fost atât de liniară și corectă. Uite uh, iar ai. eu am pus un mare pres pe educația lor. Am zis, stau în București, copiii mei își termină școala. Întotdeauna le-am cerut tot ce fac în viață să fie la cel mai înalt nivel. Fata mea acum studiază la ESADE în Barcelona, care este una dintre facultățile de top din Europa. Da? Este un copil foarte bun, învață foarte bine business. business Dar da, ESADE este una dintre facultățile de top. A fost acceptată de Bocconi la Milano, mm -hmm. tot o facultate de top, și am ales să meargă la Barcelona, eu spunându-le uh, tot timpul, și ei râd acum de mine top, top, top. Am zis, vreți să faceți ceva? Faceți la nivelul Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Manchester United, PSG. Ăsta e nivelul la care trebuie să tindeți. Top. i fata mea, dacă nu ești în stare să faci o facultate de top, stai acasă cu noi până când vei învăța să fii acceptată la o facultate de top. Deci voi în viață să nu trebuie să țintiți decât cel mai înalt nivel. Așa și spun și lui Nico. Tu te pregătești acum pentru ce va urma. Să țintești să joci. Barcelona, Real Madrid... Poate n-a ajuns la Barcelona, Real Madrid. Nu trebuie să ai presiunea asta. Da? Dar să-ți dorești să ajungi acolo. Nu să-ți dorești să joci contra lui Barcelona în Champions League, cum am auzit când a jucat Steaua cu Real Madrid, am ajuns la apogeu. Am ajuns contra lui Real Madrid. Păi de-aia nu faceți performanță, oameni buni. Pentru că voi, în loc să vă doriți să ajungeți la Real Madrid, doriți să jucați contra lui Real Madrid în Cupa Campionului. Și ați ajuns la, la apogeu. Nu așa. Puneți-vă ținte... Sus de tot, la cel mai înalt nivel. Acolo să simțiți Fata a reușit, sper să meargă și cu Nico. Da, felicitări. Știam că e la o universitate de top din Europa și e foarte interesant să afli și despre așteptările tale. Te împaci bine cu costumul ăsta de, cum să zic, manager, om de afaceri în fotbal. Ești ok cu tine însuți? Sunt foarte mulțumit cu ceea ce fac nu lipsește terenul? nu lipsește lumea fotbalului. Însă acum sunt implicat în acest proiect Euro 2020, care este un proiect de interes național, un proiect care pe mine mă onorează că am posibilitatea să-l conduc. Ai venit și mi-ai spus înainte de interviu foarte optimist și mi-a plăcut optimismul tău pentru că noi suntem o țară în care lucrurile... Și mă deranjează foarte mult scepticismul și lipsa de încredere legate de acest proiect. Probabil că lumea în ultimii ani de zile... Eu știu, au fost, a fost foarte multe promisiuni care nu au fost duse la bun sfârșit și probabil de aceea văd cu scepticism tot. Dar tu crezi că se poate face proiectul ăsta Euro 2020? Eu am spus tot timpul că acest proiect Euro 2020 are șansa să se facă în trei feluri. Bine, foarte bine sau extraordinar. Rămâne de să vedem cum planificăm lucrurile ca să ne încadrăm în aceste trei baremuri. Și să rămână și ceva după. Ăsta asta trebuie să fie țelul nostru să rămânem cu cât mai multe lucruri în urma acestui turneu final de campionat european, celor patru meciuri. Așa s-a întâmplat la Barcelona când a fost o olimpiadă, diferența este uriașă, dar noi trebuie să rămânem cu lucruri, pentru că nu putem să pregătim acest campionat european atât și atâta stres pentru două săptămâni. Nu facem stadioanele pentru două săptămâni, nu facem calea ferată pentru două săptămâni. Sunt lucruri care trebuie să ne rămână și să, să producă efecte după aceea. Proiectul ăsta se va încheia la un moment dat, Gică Popescu. Uh, unde te vezi mai departe? care e planul? O ambiția, Când am terminat acest plan? proiect, redau cheia de la birou și probabil mă întorc în fotbal. Uh, am, avut, te, am, avut, multe... Uh, te duci la clubul lui Hagi? Care... Eu sunt la clubul lui Gică, da. Hagi. <laughs> sunt cu Gică aproape zilnic. Când ne bucurăm da. împreună, vorbim, uh, uh, să vorbim... Să-ți faci propriul Propria școală există? Propriul club? Da, am propria școală de fotbal care are, are un parteneriat cu Gică de ceva timp. Am da, Băluță, Băluță, care este jucător de echipă națională, provine oameni, de la școala noastră. Oamenii de la Craiova, auzindu-te astăzi cu mărturisirea ta, că e cea mai mare dragoste a vieții tale sportive. Păi am încercat, eu când am vrut școala de fotbal, am făcut-o pentru a fi pe pinirea Craiovei. Avem jucători la Craiova. Mm -hmm. Am dat anul acesta jucător la Craiova. Iar Gică știe că nu e pentru mine. Nu, să iei clubul ăsta cu tot. Craiova? Craiova? E luat da. deja. Nu am puterea financiară să să țin un astfel de club. Sigur că la, aici nu poate la să fie vorba de... care o merită Craiova. Nu, aici nu poate să fie vorba doar de un om, ci de un principiu de funcționare a unor cluburi. Uitați-vă iar... la Gică. Spune de ceva timp, haideți lângă mine, veniți lângă mine. Mm -hmm. Am dovedit că se poate. Este un club care face profit în ultimii ani de zile. Nu vine nimeni. Da, e mai complicat. Uh, uite, și apropo de învățat, uh, pe voi, iarăși, de, de unde începusem interviul, ca să închem rotund, uh, la un dat a trebuit să învățați să faceți și afaceri, nu? Sunt niște oameni care ați devenit bogați, relativ bogați pentru lumea în care trăim. Uh, ați avut oameni care să vă învețe? Asta cu bogăția este o chestie relativă. E relativă, da. De Lucrurile astăzi. care eu da. pot să mă consider bogat cu 2 lei, altul să simte săra cu 500 de lei. Deci e o chestiune relativă, fiecare își măsoară bogăția în funcție de necesități, în funcție de pretenții, în funcție de, de multe alte lucruri. Și bogăția nu vine întotdeauna de la bani. Bogăția reală nu stă în, nu stă în bani, stă în cu totul și cu totul alte lucruri, da? Însă e o chestiune de percepție, fiecare cum vedem bogăția. Eu întotdeauna m-am considerat un om bogat pentru că știu ce am în jurul meu. Am o familie extraordinară, am doi copii care mă motivează și în fiecare zi bă, ne și propunem... Și ambițios și pentru ei. Așa am zis. Da. Dar le-am insuflat această ambiție. Trebuie să-și dorească din în viață să facă performanță și la școală, și la sport, și oriunde. Performanță, performanță, performanță. Uite, mă întreabă colegii cum ești acasă, ce fel de soț ești. Uh, uh, Eu așa par un... Persoană, un uh, o persoană, par o ce, Sunt da? pasionat de bucătărie. Serios? Pasionat de bucătărie. Da? Gătesc... Uh, uh. Nu cred de nu știam rup, pe asta, da? păi am stat singur până la 32 de ani, m-am căsătorit la 32 de ani. N-am mâncat toată viața la restaurant. Și îmi place bucătăria. De la mama am această da? chestiune, că mama gătea lângă dânsa. Lângă dânsa și îmi spunea, nu băi, datule, îmi bă. place mult de tot să gătesc, mă relaxează enorm. Da? Spaniolește, turcește sau... A... Orice. olandeză. orice, Orice. Da. Fac cel mai bun burghinion de mistres pe care le-am mâncat vreodată, să știi. Da, <laughs> da, -am, am mâncat vreodată, <laughs> deci <n -am laughs> de trebuie să fie Și multe alte lucruri, paste de orice, de orice fel, pește, orice. Da. Nu arăți ca și cum mănânci, aia spun colegii și... Uh... Nu-ți dai seama că te da. fac să mă abțin. Da? Nu dai Ai plăceri de astea vinovate? Da. În pahar de vin, mai bine? În pahar de vin am cultura asta spaniolă. Nu există masă fără paru de vin roșu. Da? Seara, A, pentru că ziua conduci mașina și nu poți. Ok, și, deci... și te ia somnul, vinul da. roșu, te adorme. Da, vin? seara, apoi în fiecare seară, parul de vin roșu. Un, zyber? un pahar. Un pahar. Un pahar de vin roșu. Zaiber se mai găsește la calafat? Se găsește și da? e senzațional. Da? Numai că trebuie să speli mult la dinți. După ce ai băut da. o pară de zaiber, trebuie să dai cu, cu peria bine pe dinți. Aveați butoi acasă? Mai făcea... Da. da, Avem, și acum avem o, o, vie, care din păcate, după ce am uitat, am lăsat-o în paragină. Tata făcea în fiecare an o 1000 de litri de zaiber. nu spui că te-ai dus la Barcelona cu zyber că ai avut în sticlă de plastică. Vreau să spun că tata nu a venit odată oriunde jucam fără zaibă. Dar aș fi vrut să-l văd pe Romario bând Niciodată, niciodată tata nu a venit, la mine fără zaibă. Era mândria lui, era producția proprie, trebuia să-și laude. Dus, vreau să știu Și asta. Și scuză-mă, vă aduceam vin, că în Spania este da? după mine cel mai bun vin roșu de Are... găsește în Spania. Și tata spunea, ce vine asta, mă? ia -mă de aici și mi-a dat o la Eindhoven, la Eindhoven nu făceam cantonamente și stăteam acasă seara. Și mi-a dat, bea mă două pare de vin roșu, să vezi bine cum ești. Două goluri am dat a doua zi. După aia spunea tata, vezi mă? Nu, dar ăsta e, zaiber. Ține-l aici că trebuie să, tata spunea, îți dau trotil să vezi ce bine joci. O sticlă de aia de plastic să fiu văzut. De, zon... de, plastic, da? de plastic. Venea cu două, două, două de, două sticle de 2,5 și spunea, îți las trotilul aici, hai să vezi cum joci. Două goluri am dat fabulos. Gică Popescu, cu oameni buni, am stat mult mai mult decât am probis, dar pentru mine a fost o discuție extraordinară. Mulțumesc că ai venit Mulțumesc și de invitație, la treabă Ne auzim mâine dimineața la șase și jumătate. Ce să zic.